trebuie să vă zic că o emblemă, un blazon al echipei Rapid. Să nu credeți că sunt părât. Eu de mic am ținut cu Steaua, dar 2 ani de zile am însoțit echipa Rapid peste tot în țară. Evenimentul zilei avea o rubrică numită Giuleștina, vințată de George Sanca, Dumnezeu să ierte. Era aia mâna lui dreapta, a mers peste tot în țară cu băieți. Păi și sufletul frumos. Tău cu ce? A? Sufletul tău cu ce? Steaua, frate, asta este. Adică, mă rog, acum nu mai contează nu care dintre Steaua. Nu trebuie să supere rapidiști, nu? De ce da, supere? Mai ales, uitați-vă și el pune imnul Rapidului și are Steaua da. Acolo. Cine a mai văzut așa ceva? Așa. Deci, doamnelor și domnilor, Rică Răducanu are o problemă, îl chinuiau picioarele, îl chinuie în continuare foarte tare. Nu mai putea să și nu mai poate să facă sport. Ce e de făcut? Rică Răducanu, acum în fața dumneavoastră, caută soluția. E de râs, dar e și îngrijorare. Rică Răducanu se ține bine, doar picioarele îl mai deranjează din când în când. Și pentru că are probleme cu varicele, echipa exclusiv VIP l-a însoțit pe marele Rică la o clinică specializată pentru analize amănunțite și un control ca la carte. Cum a fost și ce recomandări a primit Rică Răducanu de la medici, vă arătăm imediat. Un lucru e sigur, în orice situație, Nea Rică nu își pierde umorul care îl caracterizează și e mereu cu zâmbetul pe buze. Să vedem cât de ascultător a fost. Domnul Rică, în ce ipostază vă gătim astăzi? A, bine că ați venit, ne aveam emoții, să mă râd. Am venit să vă susținem moralul, ce se întâmplă? Ce se întâmplă aici? Stai să spun ceva. Adevărul că eu care eram cu moralul și la toți băieții le spuneam, acum de un an nu mai am moral. Nevastă mea mă ceartă toată ziua. Eu care cu lumea... Sunteți un om foarte vesel, așa vă știm noi. Sunt acum. Mi-a zis doctorul că e bine, că facem. Dar când mă duc undeva și văd lumea și cu asta toată ziua să ne mascăm, să asta... Nu, eu nu supăr să stau singur, fără lume, fără... Așa am învățat spectatori, lume, în toate. Și acum am venit cu belele noastre de sport, adică nu știu numai de sport, cred că toată lumea. Și să vedem, domnul doctor, ce zice să facem, să mai trecem de viața asta frumoasă a noastră, care a fost, să poate mai prelungim cu lumea, cu toți, dar vrem să ne pupăm, să adică ne vedem. Vreți să vă faceți apt să alergați un pic pe stadion, așa? Nu să alerg, că ați joc un tenis cu piciorul, că acum ultima dată asta e făceam. Că poate și de asta, că n-am mai făcut mișcare, dată că nu pot, mă duc și genunchi și asta. Și vorba la domnul doctor, o prezice, bă, Rică, îți mai trece la morgă astea, doar asta vă, tată, că... Cum? Așa se zice, că... Atunci nu mai te doare nimic. Vă tot încearcă niște probleme de sănătate în ultima vreme. De când mă știu, când a fost sportivul, după când m-am lăsat, a început toate. Cea mai oftică care o am, că nu mai pot să fac mișcare tenis cu piciorul și asta, să alerg, să fug acolo. Mă duc în mașină, merg 10 metri și... Azi, cred că asta e și a doua, că cu prostata. M-a operat și... Asta a spus că a făcut-o pentru fete, nu special. Păi dacă fetele face prostata ca să nu mai facă... Nu, a demonul, să zice. Așa că ne-a scos și ăsta, nu mai rămân gravid acum asta. Deci asta îmi place cel mai rău, că nu mai... Să duce... Dar cu admiratoarele cum stă? A, sunt bine, dar degeaba. Ne vă vede toți, uite, până Arica, să facem poze, cu toate că mă, cu măși, cu astea, tot n-am probleme. Mă cunoaște după voce multă lume. Deci eu mă bucur că lumea mă iubește și asta mă ține mai sănătos ca orice. Prezint o insuficiență venoasă mare, cu edeme mari la nivelul membrelor pelvine, cu multiple dilatații venoase, varicoase, difuze, cu tulburări trofice cutanate, cum se văd și în imaginea pe care o avem în față, și care necesită o intervenție chirurgicală. În clinică noi facem o tehnică chirurgicală mai deosebită,
operăm pacienții de așa natură încât să-i punem într-o situație nu de spitalizare, ci de ambulatoriu. Îi operăm și pleacă imediat după operație acasă. Operația o facem cu anestezie locală, pacientul este treaz, vorbim în timpul operației. Deci o să facem glume? Sigur, facem glume. Păi să scăpăm de bere. E de bine sau de rău ce are domnul Ric aici? E de bine dacă intervenim și le rezolvăm. Dacă nu, boala este într-o fază destul de avansată și riscă să formeze cheaguri la nivelul venelor dilatate, care pot să plece spre inimă, să facă o embolie cardiacă sau, dacă trec de inimă, să ajungă în plămân, să facă o embolie pulmonară. Sunteți pregătit de operație? Ce ziceai? Facem, dacă e așa, zice domnul că e necesar, nu avem ce să facem. Un șpriț ceva la națională? Mai, trebuie să fie șchire. Și șprițul merge, nu e contraindicat? Nu, prea, mai, așa că nu prea merge. Nu mai. Dacă nu mai mănânc carne și că nu mai suport, că ar și o gută de mult, o țin în fruct, și acum mănânc mai mult cu sosuri sau cerbe. Și nu ce merge. Să mai bei? Ce să mergi și știință? Ce mai? Nu mai. Înțeles, m-am liniștit. V-ați cumințit acum așa, la 75 de ani? Păi, dar nu, eu vreau. Viața și... Eu că sunt bunicel așa, dar nu ajuns. Am trecut pe multe în viața așa, da? Să sperăm că... Lumea, să nu mai mă audă cu glumele mele, cu povești, că am multe povești, mai mulți ani, ca să mai să distreze și ei și toată lumea zice să mă au la televizor și aia, da, mai fost, că mi-aș fost și frică de ce să merg, că am trecut cu boală, dar nu o să știe. Dar sunteți ascultător, adică dacă vi se dă o rețetă, urmați cu strictețe? Da, păi nu, dacă nu, eu, nevastă mea, o ia și, opa, îmi pune dimineața, păi iau trei dimineața, trei la plin, trei seara. Un medicament de iau pentru ei, pentru dop, pentru ficat, pentru stomac, pentru gust. Ați avut probleme parcă și cu soția la un moment dat, era în spital, nu? Da, a fost rău săraca. Dar e bine, acum ea are grijă de noi, de copii, de nepoți. O supărați des? Nu, până nu mă supăr, că nu prea mai zis ea să supără, dă-te-mi gură și eu plec. Dar cu admiratoarele cum a stat așa până acum? Și se mai stai, că a stat bine de tot în toată lumea, că nu știi. Am avut fizic, am avut nas mare, și așa se zice, nasul mare. Bă, nu știu dacă e adevărat, dar eu am trăit bine cu nasul. Ce, da, la mine e adevărat. Da, dar nu știu dacă e precis, dar știți. Da. Uite ce dantură am, nu știu din ce cauză. Uite. M-am operat de trei ori, la nimic. Mi s-a putrezit, da? Dar din cauză că nasul ăsta, când plângeam tată, vinea și dădea midie sau răzut și în nas. Mi-a tras cu vocație până în nas și am scăpat. Dantura, chiar da. Dar v-ați făcut, știți că se zice că unii oameni își fac testamentul din viață, din timpul vieții, ca încă să știe ce lase, cum împarte averea. Încă nu m-am gândit, dar de ce să... Nu prea am multe să las, că pe timpul nostru era foame mare și când prindeam ceva, mă duceam și eu la cheltuială, că fetele nu merg degeaba. Cum? N-a strâns o avere din fotbalul acesta, din care jocul pe care l-ați avut? Păi noi dune, eram angajat la servici și atât, 30 de lei, cum acum era prima de joc. Și acum trebuie, m-am născut prea repede, când m-am dus în Brazilia, mi-a zis Pele, băi, noi ne-am născut prea repede, mai încolo vezi ce sunt înășurțe și prime care... Dar acum, dacă ar fi să alegeți o echipă de fotbal la care ați vrea să mergeți, unde? Ce vorba aia? La Rapid, ce? Eu sunt tot Rapid, original. Aveți vreun regret în viața asta? Eu am fost un doctor, că am cedat gradul de la Steaua. Acum era în general și aveam pensie, o cinteam bătăt, mai aveam trăit. Da. Dar acum trăiți de ce din pensia pe care o aveți? Pensia, mai m-a zis cineva de treaba asta, fetele tot așa mă ia în interviu și i-am zis, bă, tata, am 1800, dar eu nu i-am văzut niciodată. Cineva să mea e cu poștărița, vine, foarte face lumină, crală, apă, crală și face toate telefoane, le plăzi. Eu n-am văzut asta, am început cu zidărie, era zidar. Am făcut ceva cu școala în prea mea și m-am dus la zidărie. Da. Și după aia am făcut școala de maestri, până ce, făcut de tot. Am fost deștept, am dat și 3 ani într-un an. Mergeți des la antrenamente sau ați renunțat o perioadă la ele? N-am mai fost, mă duc în ochii și dacă
Adevărul că mi-e și frică, că mi-a zis doctorul că se poate să ducă genunchiul, că nu mai am cartilaj, așa. Și mi-a fost frică, rămân dracu și fără... Da, mai bine merg așa cum vrei, cu vorba nevastră. Bă, tată, dă, ne ungem, ne asta, mergem cât de cât acolo. Am făcut și eu ceva pentru ei, că am zicat spectaculos. Multă lume zicea că trebuia să mă împuște, dar am scăpat. Lumea nu știe că dacă e supărat, bolnav sau nemâncat. Bine, doamnelor și domnilor! Foarte